Hai bro, gata, lasă-mă, mă, închide camera aia. Închide camera aia, gata, lasă-mă. Hai, mă, lasă-mă, bă, dă-i, gata, lasă-mă, lăsați-mă, bă, hai, că m-ați enervat. Salutare, guys! Asta este mașina mea pe care mi-am cumpărat-o la vârsta de 18 ani. Dar de peste aproape 2 ani de când am mașina, eu nu am verificat-o absolut niciodată. Nu știu dacă mașina mea, adică BMW-ul meu X4, a avut vreun accident, nu știu dacă a fost furată, nu știu absolut nimic despre ea. Oricum, vă dați seama că n-am fost idiot, am verificat-o până acum, dar cred că cea mai bună posibilitate de a verifica mașina este Car Vertical. Probabil mulți știți ce este Car Vertical, probabil mulți dintre voi l-ați încercat, dar eu personal nu l-am încercat niciodată, iar în exclusivitate pe acest vlog o să verificăm mașina mea. Pe lângă mașina mea, astăzi ne aflăm în Piața Constituției, locul în care în fiecare seară se strâng zeci, dacă nu chiar sute de tineri cu mașini. Nu știu mai exact ce se întâmplă aici sau care e ideea, dar e bine că avem mașini de testat, o să mergem la oameni pe rând și dacă sunt de acord o să le testăm mașinile și sper ca pentru mulți dintre ei să fie în premieră această verificare și să vedem dacă mașinile lor au sau nu kilometri dați înapoi, probleme, dacă au fost bușite sau furate. Haideți să vedem. După cum am spus, guys, o să începem cu mașina mea pentru prima dată în viață. Sincer să fiu, am foarte, foarte, foarte mare emoții. Avem în mână certificatul de înmatriculare al mașinii, unde vom găsi seria de șasiu, seria de șasiu de care avem nevoie pe Car Vertical pentru a verifica mașina. Este foarte, foarte simplu. Dacă vreți să încercați și voi, aveți un link în descriere. Mamă, să ne distrăm rău, rău, rău de tot astăzi. Suntem aici alături și de Bordeanu, mecanicul șef, vreau neapărat să văd ce daune are picant pe mașina asta, că eu zic că are el ceva... e mai cu vericul, cu alea, vericul cu cuplul de betonieră. Eu nu prea le-am cu mașinile, dar hai să vedem ce are băieți mașina mea la... sau nu are. Că băieți ăștia de la Car Vertical am auzit că au o bază de date puternică și nu mai scapă picantul, nu ia mai ia scapă. Ia să vedem. Haide că scos raportul. BMW X4, nu-l găsești, mă, tata. Obțineți raportul, nu? Confirmare. Găsiți un raport, confirmare. Hai, picantule. Se generează raportul, se generează raportul. Acum o vede. Răsturnată și căzută în gârlă. Ușită, furată, toate alea. 98%. Caută Lituania, Luxemburg, aolo, aolo, Italia, România. Practic, mașina ar trebui să fie din Olanda. Olanda? Import Olanda. Cum aveți? China făcută pe genunchi. Vizualizare report. Bă, dă-i tu. Ia. Kilometrajul nu e dat înapoi. Wow! E dat peste cap. E dat peste cap. Furt nu e nici furată. Furt, okay. Bine. Nu are nici măcar accidente. Nu a fost utilizat pentru taxi. A fost fabricată în Germania, a fost înmatriculată în Belgia. În Belgia, okay. Nu Olanda, scuze. A fost la vânzare în Uniunea Europeană, a fost la vânzare în Belgia, a fost la vânzare în România. Nu s-au găsit înregistrări. Deci, practic, putem să spunem că avem o mașină de calitate. Da. Deci, în momentul în care eu o să vând această mașină, să se știe că mașina este 100% legit. Iar acum, hai să mergem să verificăm mașinile din Piața Constituției. Se vedem pe băieții cu vericul tuning. Haide, vericul tuning. Motoarele alea schimbate, date peste cap. Ai, ai, ai. Ok, guys, am găsit prima victimă din seara asta. Exact. Cum te cheamă? Sabrina. Și ce poate e mașina asta? Opel Insignia 204. Nu sunt chiar așa varză. Băi, ești nebun! Știi care mai mult de 4 roți? 131 de cai, cred. Wow. Ce v-am să te întreb? Este mașinuța ta, nu? Da. Și cumva dacă a fost furată, bușită sau a fost... Ai vreun istoric de spre agent? De când o am eu, nu, dar nici nu știu. Și vrei să aflăm? Da. Știi cumva de Car Vertical? Știi ce face Car Vertical? Am auzit, da. Verifică da, mașina. L-ai luat tot la cineva înainte, nu, gen? Mi-a cumpărat-o tatăl. Haide să vedem acum detectorul de minciuni. Tomace mi-a dat seria de șasiu. Hai să vedem dacă mașina ta a avut vreo problemă. Dăm aici bam. Hai să vedem. Se pare că ai cam dat de probleme. Insignia. Hai să vedem. Obțineți raportul, confirmare. Let's go. 98%. Ești curioasă, ești ai emoții? Și dacă, nu știu nimic de mașină. Dacă a plecat, a fost bușită, furată, kilometri dați înapoi. Știi cumva câți kilometri are mașina? Real? Da, real. Știu, dacă sunt dați înapoi, okay. În bord sunt 190 ceva de mii. Probabil sunt. Vom afla. Suna, dați înapoi, 100%. Car Vertical verifică absolut toate bazele de date. E incredibil. Se pare că ai cam dat de probleme. Oare cât credeai că poate să țină minciuna?
Ok, raportul este pregătit, putem să verificăm. Hai să verificăm. Deci, vizualizare, ia să vedem. O punem insignia. Opa, kilometrajul! Kilometrajul acestui vehicul poate fi modificat. De furat, n-a fost furat autovehiculul. Accidente, n-a avut accidente. Super, nici la mine. Ești șoferiță, nu? Iar nici taxi nu a fost, dar hai să vedem care e treaba cu... Deci, mașina a fost matriculată în Spania. Deci, din Spania este mașinuța ta, de acolo provine. Tot în Spania. Tot în Spania și a făcut treaba. Și după, în 2015 a fost imatriculată în România. De atunci o ai? Nu, am de vreo 3 ani eu. Mașina ta pe România, îți spun, este la mâna 1, 2, 3, 4. La mâna 4. La mâna 4 nu s-au găsit alte înregistrări. Dar în România. Dar chiar sunt curios să vedem cu kilometri parcurși. Oh my god! Deci mașina a avut 285.000 de kilometri. Ai, 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 dintr-o dată s-a dus la 120.000 de kilometri. Magie! Așteptam puțin. Deci cam asta e mașinuța ta, dar este ok. Când dacă își face treaba, eu zic dacă că n-a fost în 2017. Fix când a venit la români. Și acum are 193.000, nu? Da. Mersi mult de tot. Cam asta a fost verificarea. Hai să mergem la următoarea victimă. Este aici cu băiatul ăsta puternic care are acest frumos Mustang. Bam, 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 bro, dacă îmi zici că e 2-3 EcoBoost, îmi nebunesc. Ia. Așa face și BMW-ul meu dacă îi dau în 3.000 de ture. Păi de capurile mele. Băi frate, sau de bombă rău de tot mașina, felicitări. Dar acum ce vreau să te întreb, te-am văzut pe TikTok că ți-a cumpărat mașina recent. Câte lucruri știi tu despre mașinuța asta? Păi depinde ce vreau să mă întreb, practic știu tot. Știi tot, da? N-are kilometri dați înapoi, nu e furată, n-a fost folosită pe post de taxi, nimic, a? A fost accidentat în față, atât. Da? Vreți să o verificăm pe car vertical? Hai bro, hai să verificăm. Avem seria de șasiu băgată. Hai să vedem dacă e daună totală sau nu. Dacă a fost daună totală, să mor eu. O vinzi, a? O vând mâine. Băi, de capul meu! Bă, îmi place mașina, bro, dar eu n-am... 7.000 de euro să mieri. 7.000 de euro ai dat pe ea? 7.000 de euro am dat pe ea. Și cât te-a costat să o aduci din Dubai? 3.000 de pamare și 3.000 de transport. Dar am adus 2 Mustang. De capul. Deci avem un Ford Mustang, uite, l-a luat, e okay. Ok. Obțineți raportul, confirmare, let's go. Se generează raportul. Hai să vedem dacă se vinde acest Mustang mâine sau dacă îl mai păstrăm. Ok, ești pregătit? Deci 98% avem. Mamă, am emoții, frate. Vezi că am găsit la o fată kilometri dați înapoi cu vreo 100 și ceva de mii. Deci fata a rămas în cremente. Ia să vedem dacă e Mustang o regulă. Vizualizare, report. Băi, kilometrajul e ok. Eu știu. Furt n-a avut. Okay. Avem un accident. I-am zis. Hai să vedem câte accidente și n-a fost folosit pe taxi, dar nici nu așteptam să folosești așa mașină pe taxi. Ok, deci este din Statele Unite ale Americii, daună detectată, a fost la vânzare tot în Statele Unite, după în Emiratele Arabe și bănuiesc că acum urmează să se aplateze pentru România, că tocmai ce mi-ai zis că ai luat-o. Da, deci kilometri parcurși are 103.000, deci n-au fost dați înapoi. Ultima dată 140.000 acum. Perfect, ia să vedem, deci a avut o daună în Statele Unite ale Americii, dar este necunoscută. Uite, din nou, spun eu daună. Da. El a lovit-o în față. Ok. A lovit-o în față, la dar radiator. N-a ajuns până la radiator. Și care e chestia? El radiatorul era un pic mai sus, dar l-a dat frumos, știi, să facă o vândă. Și a pus kitul de 20.000, interior exterior. Vino cu asta. Și kitul ăsta e 20.000 de euro. Interiorul e schimbat. Vino cu știi că la Mustang 2015, știi că la Mustang, de obicei la ăsta din 2015 vine un ecran mic, din ăla mic, mic, prost urât de tot. Ia uite la mine. Dita mai tableta ca la Tesla. Ai navigația aia de Mustang. Uite, scaunele schimbate față spate. Navigația, volanul și da, exterior. Asta ai luat-o cu 12.000 frate? 14.000 total. 14.000. Total e ca așa cum o vezi, 14.000, adică tot cu deva mare, cu taxi, cu tot. Dar ar trebui să o vinzi pe asta acum în 35.000 România? 35.000 costă, minim. 35.000. Și Cantu, cred că schimbă mașina mâine. Bă, da. Frate, mersi mult de tot, mă bucur că mașina e în regulă. Hai la următoarea victimă! Bro, știi ceva despre mașina asta, dacă a avut vreun istoric în trecut, dacă a fost bușită, dacă a fost furată, dacă are probleme de genul ăsta? Nu, a? Vreți să verificăm pe car vertical? Ai verificat-o vreodată? N-ai verificat-o? Nu, voi sincer nici nu am verificat-o. Pe a mea a fost pentru prima dată azi, dar a fost tare. Hai să putem... 40.000 de kilometri. 40.000 de kilometri reali. Da. Chiar real. Ei, de la cap. Ce să mai dai înapoi? Ce să mai dai înapoi? Ok. Hai să băgăm seria de șasiu la acest Lamborghini să vedem dacă mașina este în regulă. Tocmai ce am băgat seria de șasiu, guys. Hai să verificăm acest Lamborghini. Bam. Am primit eroare car vertical când am băgat seria de șasiu la mașina. Da. Deci nebun la cap. Să vizare raport. Lamborghini. Băi, kilometrajul e în regulă. Wow. Nu așteptam 40.000 de kilometri în 2 ani. Furt. Are semnul islamării pe accident, ai. Dă-i repede jos acolo taxi. Cum să fi fost taxi? Mașina a fost imatriculată
cumpărată doar și doar în România, de 3 ori. Deci e ok. E ok, da, hai să fie cu atent, cu atent. Ne-ai ajutat iar 6.500 și a avut un accident foarte, foarte, foarte puțin atinsă pe marțea, la bara de protecție. 40.000 10.000 de euro! Băi, de cap, doar a zgâriat un pic și gata, 10.000 de euro. O zgârietură cât 10.000 de euro. Nu știai de asta, nu? Nu știu. Surprize, surprize cu picantul, să moară Jacksana. Din câte știți, eu am avut dar pe roșu, dar l-am vândut și l-am cumpărat pe Vinix 4. Ia să-i dăm și noi aici un test. O șpanetă. Dacă s-aude ca BMW-ul meu. Băi, frățiorul meu, simul de tot. Ăla era mai periculos. Te pup, bro, mamă, ce mașină frumoasă ai. Astăzi o să verific mașină pe car vertical și vreau să te întreb dacă ești de atunci să fie o mașină. Da? Are vreo daună, are ceva kilometri, dați înapoi, am fost taxiul, ceva, nu? Da, rămâne surpriză, ok, o să am nevoie de seria ta de șasiu. Ok, guys, tocmai am trecut seria de șasiu al acestui BMW, seria 3, nu? Seria 4. Seria 4, să vedem, vă rugăm, așteptați să verifică mașina, chiar sunt foarte, foarte curios ce are. Ce să ai, nimic, adică e perfect, perfect. Da? Da, sigur, da. Sigur, da, da. Gata, frate, raportul este pregătit. Hai să vizualizăm, gata? Da. Ia să vedem, deci, kilometrajul este bun. De furat n-a fost furat. Ia să vedem și la ce. Bă, bro, mașina a fost bușită. Bă, frate, n-are ca ce. Deci, mașina mi-arată că gen a fost daună totală. N-are cum să fie. Ce aplicație asta? E care vertical, bro, dar e gen, e legit gen. Nu are cum, nu e adevărat. Deci a fost, bro, dar n-are cum, că e pagul, bă, mamă, să moară Jackson de aici. Hai, bro, gata, lasă-mă, bro, ce nu mai închide camera aia. Sunt bro, că... Închide camera aia, gata, lasă-mă. Hai, bro, lasă-mă, bro, 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 gata, lasă-mă, lăsați-mă în pace, hai, m-ați enervat. Guys, sincer, nu mă așteptam, dar mai să reacționeze așa, mai am dat să... Aproape să-mi iau bătaie pe stradă, efectiv. Da, suntem alături de... Andrei. Andrei, încântat. Încântat. Avem în exclusivitate o Honda. Ce model e? Honda Accord, model 2008, facelift. Facelift. Câți căluți ai pe ea? Aproape la 230-240 este modificată. Haide! Cap, ia de răzgă, care-i prima. Să verificăm așa arată pe care verificăm la fiecare dată. Și cumva dacă are kilometri dați înapoi sau dacă a avut un accident? Nu, câți kilometri ai acum pe ea? Se verifică în exclusivitate. Absolut nimic. Câte ai? 214.000 de kilometri și mașina e din ce an? 2008. 2008? Trecem seria de șasiu și revenim cu raportul car vertical. Ok, am pus seria de șasiu, hai să căutăm mașinuța să vedem dacă o găsește car vertical. Dacă am găsit-o, Honda Accord, perfect, asta este. Obțineți raportul, confirmare. Hai să generăm raportul, ești curios? Da, oare are emoții? Are, nu, chiar. A fost de la un pasionat, da. A luat atâta cum eu nu mă pună. Bun, Honda Accord, kilometrajul este în regulă. Deci a fost dat înapoi, felicitări. Furt, n-a fost furată. Are accidentul. Să sperăm că nu e ceva grav. Hai să vedem, taxi nu a fost. Una a fost imatriculat în 2008. De 2 ori, de 3 ori, de 4 ori, de 5 ori, de 6 ori, de 7 ori, de 8 ori, de 9 ori, de 10 ori, de 11 ori, de 12 ori, de 13 ori, de 14 ori, de 15 ori. De 15 ori, record de 15 ori imatriculate, dar doar în România. Kilometrajul e bine că e 211, bă, asta e ok, adică nu contează de câte ori a fost imatriculat atâta timp cât kilometrajul e ok și nu e dat înapoi, știi? Hai să vedem accidentul. De câți ani? 14 ani? Hai de capul meu, deci a avut față, bară de protecție, față, dreapta, bară de protecție, spate, dreapta, bară de protecție, dreapta, portieră, față și spate, bară de protecție. Dar costurile nu sunt așa de mari, ceea ce mă face să cred că nu a fost un accident așa de grav. Au fost afectate aceste zone, dar n-a fost așa de grav, pentru că costul estimat este în jur de 3.000 și 5.000 de euro la reprezentanță, adică... Nici 1.000 de euro. Da, nici 1.000 de euro și la reprezentanță, în atâția ani, tot 1.000 mi se pare ok. Și în 4 ani, adică... Da. A, ba nu! Aia e prima! A doua! Tot de 3.500 de lei în interior. Nu clasificat. Și dacă are vreo problemă în interior mașina ta? N-are, nu? O avem și pe a treia care a fost, bă, progen, e foarte afectată mașina, dar costurile sunt foarte puține. Nu înțeleg, mama, asta mi se pare gen daună total, dar nu înțeleg ce a fost foarte puțin.
Adică o fi, posibil de la o ghinină ceva? Poate de la ghinină că a făcut și a zgâriat-o? Da, probabil, probabil. O ghinină cred că a lovit-o peste tot. Asta este, bro, dar oricum, una peste alta, o mașină frumoasă, s-o stăpâneți sănătos și tu și tatăl tău să vă bucurați de ea și mersi mai după aia. Hai la următoarea victimă! Și am ajuns și la ultima victimă din această seară, adică Mădălin, te pup, picantul încântat și hai să verificăm mașina ta care este un... Volvo. Un Volvo. S80. Băi, să știi că și tata mașina de suflet este Volvo, a avut Volvo toată viața. Cea mai bună mașină. E bună, e fiabilă, e rezistentă, e sigură, e tare rău de tot și trebuie să o și verificăm astăzi. Pe care verificăm, am nevoie de seria ta de șasiu și hai să vedem dacă a fost bușită mașina lui. Ok, deci am găsit înregistrări pentru acest vehicul. Volvo S80 a avut dreptate. Hai să vedem, confirmare, a avut dreptate. Cum era să nu știi ce mașină conduce, știu la. Să dăm vizualizare la Ford Mădălin. Bam! Volvo S80. Kilometraj de dat înapoi, nada. Furt, nada. Accident. Băi, de ce toată accident? De ce nu e niciuna furată? Da, frate, păi exact ce ți-am spus. Vara și hai să vedem câte înmatriculări a avut. 1, 2, 3, 4, 5, 6. De punctul de azi este pentru 15. 15 înmatriculări. Hai să vedem ce accident a avut. 159.000 de kilometri. Trebuie să scrie bine, din 2013. Doar 159.000, am mai mult eu pe X4-ul care e din 2016. Daună. După spate, dreapta, bară de protecție, față, bară de protecție, față, parbriz. Astea sunt noi. Poate stânga, bară de... Și asta e singura. Deci asta e singura. Asta vrei să spui. Vrei să o cumperi? Ia zi, preț. Preț, Volvo. 15.000 de euro. Băi, știi cum e vorba aia cu 15.000 de lei? Zi, frate, aici, pentru că are treabă cum ești pe Instagram. Adrian.mădălin_. Ai bită? Ai bită? Nu, frate. A, dar e. Ce ai zis? Opa! Ia, filmează acolo, filmează acolo! V-am adus niște pizza cu blat de scandal. Ernest, mi se mai spune. Pa! Ia, vino puțin. Băi, asta sună bogat. Vino puțin să spui Instagram-ul și tu și să spui și tu. Te pup, salut. Suntem aici alături de... Rami Ramona Mari. Ai, tata Tudin. Ce v-am să te întreb, în momentul în care ai cumpărat mașina, ai verificat-o? Da. Da, ai verificat-o, dar n-ai verificat-o pe Car Vertical. Da, n-am. Car Vertical e un site cu care îți faci seria de șasiu al mașinii, de pe salon bam, și verifică mașina, dacă a fost curată, dacă a fost taxi, lovită, exact, răsturnată. Înțelegi? Și eu acum ce să facem? Luăm seria de șasiu și verificăm mașina. Ești de acord? Hai să vedem ce se întâmplă. Am cerut să-ți dat toate actele. Așa că, uite. Gata, guys, în sfârșit, după răsfăiri întregi, am făcut o seria de șasiu. Hai să dăm. Am căutat mult. Puternic. Hai că-ți apășoam și puteți acolo. Țineți raportul. Eu cred că o să fie ceva dintre cele mai bune. Și eu zic că o să fie ceva puternic. Îi dăm vizualizare raport? Da, hai. Îi dăm apasul tu. Mi-e teamă. Hai de acolo. Hai să vedem. Hai. Băi, kilometrajul e ok. Băi, nu cred. Mare kilometrajul. Deci, kilometrajul e ok. Furt n-a fost furat. N-a fost furat. Ei, na. Știți voi. Accidente. Hai, ia să vedem cum este. Accidente. Ce a avut câte matricule? Ia, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 16, 17, 18, 19, 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 adică la mașina apărută, gen răsturnată în gând, gândește-te că chestia de-asta pe mașina asta. 7.000 și gândește-te că dauna a fost între 5 și 10.000. Mașina mea. E făcută în două bucăți. Mamă, și-a mai avut una! Deci și o dauna totală. 10-15.000 de euro! Mamă. Deci în față și în lateral și în spate, stânga, dreapta, bară protecție. Stânga, dreapta, față, spate, plafon. Eu când v-am zis că e răsturnată. Deci adică stai puțin, a avut accidente? Da, puternice, da? Gen. Pare rău să spun, și în față și în spate și în tale, dar arată bine, mă, ești nebun la cap. Are 3% viață, dar are... Dar trage, dă rupe. Nu poate, nu troncă-ne.
Pa, viața mea, te pup, ceau, pa, 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 pa. Acestea fiind spuse, guys, cam acesta a fost vlogul de astăzi. Voi nu uitați că înainte să vă cumpărați o mașină, să o verificați pe Car Vertical, pentru că ați văzut și voi că... Pentru că Car Vertical este Ernestul mașinilor și oare cât credeți că poate să țină minciuna samsarilor? Adevărul este mereu la iveală și astăzi chiar am descoperit niște mari, mari daune. Deci așa că înainte să vă cumpărați o mașină, încercați Car Vertical. Încercați-l chiar dacă v-ați cumpărat deja mașina, verificați-o, pentru că... Băi, nu se știe niciodată. Intrați pe linkul din descriere și încercați Car Vertical. Chiar dacă v-ați cumpărat deja o mașină, încercați-l, pentru că eu chiar regret că nu l-am încercat până acum. Dar totuși, mașina ta a ieșit bazma curată. A ieșit bazma curată, bam. V-am pupat, până data viitoare. Fiți puternici.